Salutare la toată lumea, numele meu este Xlader și astăzi jucăm Mortal Kombat X pe PS4, PlayStation 4. În sfârșit mi-am luat și eu PlayStation 4 și am decis să încerc să joc acest joc pe PlayStation 4. E și pe PC acest joc, dar online-ul e buguit, adică nu sunt așa mulți player, nu prea joacă mai nimeni. Dar aici pe PS4, PlayStation 4, Mortal Kombat XL, pentru că a fost adăugat un nou pachet cu mulți lutători, se joacă foarte multe lume. Și am zis să iau și eu acest joc și să încerc să fac un episod pe YouTube. Adică am mai făcut unul și dacă are succes și strângem extrem de multe like-uri, adică peste 2-3-4 mii, vom mai face o serie în care jucăm numai online. Hai să-i dăm drumul să jucăm un match online. O să jucăm un player match de încălzire. Și după o să mai vedem ce o să mai facem. Nu știu foarte bine să joc pentru că sunt nou pe PlayStation. Ăsta e controlul la PlayStation 4, în caz că nu știați. Și vreau să încerc să vedem dacă pot să fac ceva aici. Haideți să vedem, hai să vă arăt meciurile mele. Am mai jucat, am pierdut foarte multe. Nu știu dacă să-mi carc așa repede. Filmez cu ajutorul unei plăci de captură. Dacă dau mouse-ul în sus și vedeți aici. Frumos. Avermedia se numește. U3 sau ceva de genul. Vedeți? Aici vedeți statisticile mele. Wins online 4. 4 cu 11 am eu, înțelegeți? Sunt un jucător foarte slab, da, mă rog. Haideți să jucăm player versus player, un ranked match. Să vedem dacă vă place ranked-ul. Adică sper să-mi dea un jucător la fel ca mine, începător, pentru că mi-a dat numai profesioniști, frate. Deci îmi dă jucător cu 1000 de win-uri și 100 de lose-uri. Deci, practic, numai profesioniști îmi dă. Și eu am 18 meciuri în care le-am pierdut pe majoritate. O să vedeți cât de mulți luptători sunt adăugați. S-au adăugat și Alien și Predator. Și de-aia a fost și decizia mea să iau acest joc. Pentru că sunt mulți luptători și e amuzant în doi. Hai să vedem. Și vreau să-mi sugerați voi jocuri pe PS4. Adică, am văzut că mi-a sugerat cineva WWE 2016 sau ceva de genul. FIFA poți să joci pe ăsta, cât mai multe jocuri. E genial, PlayStation 4, mi se pare mult mai bun decât Xbox-ul. Îmi pare rău pentru fanii Xbox, adică e mult mai bine făcut. Nu găsește match ranked. Ok, 13 cu 4. 3% șanse să câștig eu împotriva lui. Deci el joacă extrem de bine, nu știu ce luptător joacă. Da, poate reușesc, nu știu. O să joc Leatherface. Pentru că e destul de amuzant. Și el tot Leatherface joacă? Fiți atenți că jucăm Leatherface. Ok, joacă Smoke. Joacă Sector el. Și a zis acolo cât de mult sunt. Pit, oh, frumos. Mama preferată. Hai să vedem, nu vreau să mă criticați, o să învăț cât mai bine. Deci jocul ăsta chiar îmi place. Dacă vouă nu o să vă placă, cel puțin o să-l joc eu offline, în timpul meu liber. Nu e nicio problemă, doar încerc. Hai să vedem. Deci e destul de epic jocul, trebuie să te aperi foarte mult. Uitați cum joacă. Și al meu e jucător bun. Uitați cum spamează băiatul. Deci e spamagiu majoritatea timpului. Distrează rău, cred că. Ați auzit cum apăs? Deci băiatul ăsta chiar se distrează, uitați-vă la el.
Deci numai așa știe să fac, atâta. Pot să-l anticipez deja. Uitați ce nedrept e. Ok. Era bun băiatul, adică nu mă lăsa să fac aproape niciun combo. Și sunt și începător și are statisticile mele invers. Adică 13 cu 4. Și eu am 4 cu 13. Ok, frumos. Dar până o să învăț eu, o să mai fie. Hai să găsim alt luptător. Bă, frate, dăm și mie unul 4 cu 13. Dar am cu meu actual. Adică jucătorul meu e destul de epic. Leatherface, adică face destul de mult. Ați văzut cum dă cu drujba? Prea tare dă. Place prea mult. Și poți să-l țin numai în alea, în drujba. Și e super distractiv. Mi-e place mult. Adică mai sunt Scorpion, Sub-Zero. Uitați ce-mi dă. Ok. Oponent decline. Nu-i plăcură statisticile mele. Hai să găsim unul pe care pot să-l bat și eu. Adică na. Uitam pe telefon puțin. Ora 2. Hai mă. 3, 2, 1 și joining match. Hai. Ai frate. Deci uitați ce jucători îmi dă. Cum vrea să joc eu. Ok. Știi, el mi-a contra mai, vedeți? După aia dau la player match, că nu se poate. Mi-a dat jucător de 900 cu 500, deci e super bun, adică decent. Uitați-vă la statisticile mele, level 4 și el are level 60. Eu sunt 6 level la facțiune, el e level 60, ok. Hai să vedem, poate și-l bat. Uitați ce face! Ho-ho! Wow! Uitați ce-mi face! Aproape am fost. Round two, fight. No. Deci el chiar știe. Uitați ce combo face. Uitați, eu nu pot să fac nimic în jocul ăsta. Măcar de o fatalitate mișto.
Nu mai joc cu ăștia buni. Pentru că e mult mai bun, frate, și mi-l dă mie. Dăm și la player match, adică acolo chiar îmi dă rank-ul meu. Dei, nu aici. Sau acolo, sau aici. Aici trebuie să-mi dea jucătorii de rank-ul meu. Mai joc o dată leader face și după joc alt jucător. Hai, dăm, aici am de rank-ul meu, adică, da. Hai să văd și eu de rank-ul meu, jucători. 4-13, 4-15, 400, din ăștia vreau eu. 16-19, asta e mai decent. Adică 4, da, a câștigat destul de multe, cred că... Hai de așteptat, hai să iau... Leatherface. Mai o asta o dată. Ieși, mă? Și ascuns prostul. Ce luași, mă, acolo? Ascunsă ce luă, mă, ești nebun? Și ascunsă cursorul el, mă. Browser King. Hai, mă, pe ăsta măcar să-l bat. Hai, urați-mi succes. Good luck în comentarii. 25 level, eu sunt 4. O, Ferator. Nu! Unde te X-ray-ul? Holy fuck, dă nedrept! Mamă, îl distrug! Hai, mă! Sugateli! Băiatul! Ce nebun e! Îți plăcu? Îți place asta? Îți place asta? Aceasta ia vezi. Aceasta mă cămiaș. Ia și pe asta mă cămiaș. Uita și spomează. De te X-ray-ul, mă. Ce mișto e. Și fatalitatea. Hai. Frumos.
Leatherface. Mamă, mor după el. Deci jocul ăsta e, nu știu, prea tare. Cum mă supărai acolo și cum făceam. Rematch, rematch, rematch. Ok, nu vrea rematch. Părul ăsta amuzant să joc cu el. Trai pe chat. Player match, aici mă distrez cel mai rău. Cum mă supărai atunci, cum dădeam cu drujba. Sunt copii nebun. Cum mă supăram atunci și dădeam cu drujba. This is the end of you. Tot Leatherface, îmi place prea mult. Deci își văd jucătorul ăsta la perfecție. Hai, cineva pe aici? Faction battle. 6%, ok. Hai să vedem. Leatherface. Johnny Cage. Face poză Johnny Cage. Hai mă să te văd. E nebun Leatherface, e nebun. Hai. Round 1. Fight. Super rău! Fiți atenți aici! Supără-te, mă! Nebunii! Deja știe. Tubă. Și jegălaina? Nici măcar X-ray-ul nu mi-l-a dat. I'd frame that. Johnny Cage wins.
Așa, ăsta măcar e respectuos și îmi dă revanșa. Îmi dă revanșa. Hai să vedem ce jucători au aici. E clar că ăsta nu pot să-l bat. O, rematch cu aceia jucători. Îmi place cum joacă tipul ăsta, adică nu se chinuie să facă nicio putere specială. Uita ce-mi face. Uitați-vă ce chinuie să fac, șmecherii, combo-uri. O, mă! Ok, am înțeles aluzia. Oh. Ok, hai să jucăm și alți jucători. Dacă mai vreau asta, mai mă joc cu el. Măcar pe mine mă bate, asta e frumusețea lui. Ceva ce știu de cine să joc. Are și schimb pe Kotal Kahn, ești nebun. Ia uite-l, bă. Ok, ăsta e ultimul match. Îmi spuneți dacă mai vreți, adică nu știu sigur. Probabil că o să joc doar de fun. Ratai și X-ray-ul. Mamă, ce mișto are mâinile. Bă, parcă nu face niciun combo al meu. Da, aici, mă. Fă-i combo, fă-i combo! Na. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Promit că la următorul episod
O să fiu ceva mai pregătit. Nu știu dacă v-a plăcut Leatherface. Mie îmi place foarte mult, adică e foarte brutal. La revedere!